Bulevardul Pardon a fost amenajat pe fosta Albia unui iaz care a deviat în râul Târgului în jurul anilor 1880. Acum 50 de ani, aleea bulevardului era mărginită pe cele două laturi de castan stufoș ce ofereau o umbră totală. Pe timpul verii, când orașul era invadat de sezonieri care veneau la băile Crețulescu, afluența devenea mare, oamenii făcându-și loc cu greu unii pe lângă alții, scuzându-se Pardon. Cu trecerea timpului, porecla s-a transformat în renume, astfel încât astăzi, orice nume i s-ar da bulevardului, el va rămâne în obscuritate și de neînlocuit, bulevardul Pardon. Știți de unde vine denumirea de bulevardul Pardon? Sunt aici în Câmpuluș și nu știu. Probabil că s-au întâlnit doi, unul cu unul și s-au ciocnit, nu știu. Sunt aici și nu știu, nici ăla Pardon, nici ce s-a mersi, nu știu. Știți de unde vine denumirea de bulevardul Pardon? N-am auzit. Dar grădina Mersi? Nici de n-am auzit. Nu știu de la oraș. Știu. Am auzit doar unde sunt. Asta e bulevard. Pardon, știu că înainte se loveau femeile și spuneau pardon. Și de asta. E pe aglomerat. Nu știu. Dar grădina Mersi? Nici asta nu știu. Știu că a apărut în Titanic Vals de Tudor Mușatescu, dar originea nu știu. Știți de unde vine denumirea de bulevardul Pardon? Nu știu, chiar nu știu, la vârsta mea e chiar rușinos, dar chiar nu știu.